Salutare, prieteni, și bine ați venit la clipul nostru săptămânal de știri, unde puteți câștiga un voucher de carburant în valoare de 100 de lei pentru simplul fapt că sunteți abonați și lăsați un comentariu. Printre subiectele de săptămâna aceasta se numără provocarea lansată de Elon Musk lui Vladimir Putin, unul dintre cele mai frumoase break-uri făcute vreodată urmează a fi lansat, și Dacia continuă să vândă multe unități în ciuda scăderii pieței europene. Toate acestea, precum și altele, în cele ce urmează. Dar până să începem, trebuie să punem întrebările care contează. Matei, cum ai ieșit cu școala? Acum, păi să terminăm mai repede, că am oră, dacă se poate. Ia zi, ce ai pățit ultima oară? Păi, un coleg, cursant ca și mine, i-a scăpat puțin mâna în gaz, peste măsură. Așa. Și m-a dat puțin pe roată, eu fiind pasager. Te-a dat pe roată? Da. Și cum a fost? M-a fost puțin înfricoșător, nu neapărat pentru că m-a dat proastă, ci pentru că era un băiat ca și mine care știu că nu prea știu să mă dau, deci autoa nici el nu prea știe să se dea. Deci clar nu o să vrei să mergi pe roată când o să-ți iei motocicletă. Mi-a zis instructorul că să nu încerci, că o să-ți placă și inevitabil o să cazi, așa că nu cred. Matei, știu că ție îți place Elon Musk, așa e? Îmi place, mai ales ce Twitter pune pe... Ce pune pe Twitter, așa, bun. Ei bine. Eroul tău personal, deși conduce una dintre cele mai avansate companii din lume, este gata să recurgă la niște metode destul de învechite pentru a încheia conflictul din Ucraina. Nu știu dacă ai auzit de asta. Elon Musk, da, a scris pe Twitter, că ai zis că îți place Twitter-ul lui, da? A scris pe Twitter că este gata oricând pentru un duel 1-1 cu Vladimir Putin pentru... a stabilit soarta conflictului generat de tendințele expansioniste ale Rusiei. Gen wrestling? Nu știu, ce abar n-am la ce disciplină. Ei, postarea asta putea să treacă neobservată, da? Dar, că până la urmă, e vorba de Elon Musk fiind el însuși. Se așteaptă lumea să facă tot felul de postări din astea nebunești. Dar lucrurile n-au fost lăsate așa. Americanul a primit un răspuns la postare de la cine crezi? De la Klitschko. De la Klitschko, care este fost campion mondial la box, la categoria grea, și este și primar al Kievului din 2014. Și ce ai zis Klitschko lui Musk? Te rog. Trei emoji-uri cu... Deci pare, e susținut. Da. Dar stai să vezi că schimbul de replici nu s-a încheiat aici. Dmitri Rogozin, care este directorul programului spațial rusesc Roscosmos, un fel de NASA a rușilor, da? Așa, n-am înțeles nimic. Așa. NASA a rușilor, da? Ok. Deci directorul NASA a rușilor i-a spus lui Musk, citând din Pușkin, tu, micuțule, ești încă tânăr. Adică ca și cum stai cu minte și ești flexat. Dar stai să vezi că schimbul de replici nu s-a încheiat aici. Ramzan Kadyrov, care este conducătorul Republicii Cecene, a scris și el pe Telegram, că Musk nu are șanse în fața lui Putin. Pe Telegram acum s-au mutat? S-au mutat, da, exact, da. A scris că Musk nu are șanse în fața lui Putin și că ar trebui să vină să se antreneze în Cecenia ca să nu se facă de râs și să fie cu adevărat Elon și nu Ilona. Și de aia, după ceva timp, Musk și-a schimbat numele pe Twitter din Elon în Ilona. Și-a pus nume de femeie, cum ar veni. Da, da. E, tot acest schimb de replici mie mi se pare, mie îmi dă încredere, pentru că înseamnă că, efectiv, noi bărbații nu ne vom maturiza niciodată. Fie că suntem șef de stat, fie că suntem miliardari, fie că facem clipuri cu mașini pe internet. Asta mai ales. Înseamnă că orice ar fi, domnule, orice ar fi, oricât de rău ar fi în lumea asta, noi bărbații tot putem să ne comportăm ca niște copii super proști. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă pentru a doua venire a break-ului. După ce toată planeta Pământ și-a cumpărat SUV-uri și crossovere în ultimii 15 ani, Audi vine să ne dovedească că există o piață și pentru break-uri absolut superbe. Deocamdată este doar un concept, dar Audi A6 Avant e-tron arată ca un văr îndepărtat al lui Taycan Sport Turismo. Cum ți se pare că arată de fapt mașina asta? Mi se pare că arată bine și cam ca toate break-urile de la Audi. Mi-e plac break-urile, cel puțin ultimele două modele, și anume cred că C7 și C8, dacă nu greșesc. Arată foarte bine. Așa este. Ideea este că eu sunt sigur că la un moment dat piața auto va realiza faptul că pentru un utilizator cotidian este mult mai practic un break
decât un crossover care doar îți oferă câțiva centimetri în plus la garda la sol acolo. Până la urmă, bordurile nu sunt atât de înfricoșătoare. Vă garantez că pot fi urcate și cu break-uri care au o gardă la sol mai mult decât permisivă. N-ai nevoie de 20 de centimetri gardă la sol. Te descurci lejer și cu 17. Ideea e așa, mașina aceasta, cel puțin în varianta asta conceptuală, are câte un motor electric pe fiecare punte, producând un total de 476 cai putere și 800 Nm cuplu, utilizând o baterie de 100 kWh. Mie mi se pare că mașina asta va avea performanțe cel puțin decente. Cel puțin de Taycan. Cel puțin de Taycan, așa este. Ideea este că, din nou, mașina încă nu a ajuns în varianta de producție. Ce vedem aici este un concept, dar îmi place să văd că Audi are încredere în break și eu. Și în break mai dori, mai bagi un om mort, mai... Ce faci, mă? Mai... Acum am zis-o, aia! Dacia continuă să braveze la vânzări. Deși piața auto europeană este în scădere, producătorul autohton nu-și încetează avansul fulminant în vânzări. Asociația Constructorilor Europeni de Automobile, numit și ACEA, a declarat că în ianuarie și februarie 2022, vânzările auto în Europa au fost cu 3,9% mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2021. Evident, pe fondul conflictului și așa mai departe. În ciuda acestui lucru, brandul Dacia a avut o creștere de 16,4%. Și nu știu ce auzisem eu, că când s-au lăsat Daciile, în prima perioadă, nu prea se vindeau așa cum s-au vândut celelalte. Niciodată. Nu? Nu. Dacia are acum o cotă de piață de 3,9% din piața europeană, fiind peste Fiat și Citroen, care au 3,6%, peste Seat, care are 3,1%, și peste Nissan, de exemplu, care are 1,8%. Bine, Nissan. Ce mi-au Micra. GTR. Acestea fiind zise, mărcile care au avut cele mai multe vânzări în perioada ianuarie-februarie 2022 sunt, în ordine crescătoare, Ford. Ok, Ford. Puma. Da, exact. Renault. Ok. Clio. Da. Audi. RS6. Nu, am vrea. Kia, Skoda, Mercedes-Benz, BMW, Peugeot. Așa. Mai sus, Toyota. Și pe primul loc... Dacia. Volkswagen. Doamne. Volkswagen. Dar asta nu e tot. România are și cea mai mare creștere din Uniunea Europeană pentru înmatricularea de mașini noi, dacă îți vine să crezi. Noi care eram codași și numai cu mașini SH, da? În țara noastră, în ianuarie și februarie 2022, s-au înmatriculat cu 39,2% mai multe mașini noi, adică un total de 17.953, semn că românii au profitat din plin de programul Rabla, care acum îți permite să dai și două rable. Deci încetul cu încetul, România scapă de rable. Da. Sau sunt alți oameni care cumpără mașinile noi? Astea, adică oare aia care luau mașini cu conversie din Anglia și au luat acum mașini noi? Sau... Da, asta cred. Aia care își luau conversie așa și care își luau SH-uri super dubioase aduse din vestul Europei. Din Cecenia. Adică. Din Cecenia, nu, ala nu-i vestul Europei, dar da. Așa, mașini din astea care sigur au 130.000 de kilometri toate, conduse de bătrânele și așa mai departe, oamenii ăștia au început să renunțe să-și cumpere Dacii, de exemplu, pentru că da, Dacia vinde foarte mult, Dacii noi cu garanție, Daciile au, ai Android Auto, ai Apple CarPlay, camere de marșarier, arată și bine Daciile noi. Poți și scaune încălzite pe ele acum, nu? Poți și scaune încălzite acum, adică ce să mai vrei? Fabrica Ford de la Craiova a fost vândută pentru suma de 575 de milioane de euro către o companie turcească numită Ford Otosan. Ford Otosan reprezintă o alianță între Ford Motor Company și Koç Holding, acesta din urmă fiind cel mai mare conglomerat industrial din Turcia. Ford Otosan s-a specializat pe construcția de autoutilitare și mașini electrice, acolo la ei în Turcia, da? Bun. Deci se pare că acesta va fi viitorul fabricii de la Craiova. Deci o să iasă numai Mac-E-uri pe poartă. Cred că, pe bandă rulantă. Cunoștințele companiei turcești vor fi utilizate pentru a dezvolta o nouă linie de producție sau cel puțin una diferită, ce va găzdui modele Ford utilitare, electrice sau hibrid,
deci dube electrice sau hibrid, dar nu numai. De exemplu, din 2024 la Craiova se va fabrica Ford Puma electric. Ok. Iar la sfârșitul acestui an, Ford va opri producția EcoSportului în fabrica românească pentru a face loc altor linii de producție. Văd că nu. De mult era și cazul să oprească producția. Chiar nu știu cui a plăcut EcoSportul ăla. În sfârșit, ce înseamnă această preluare pentru industria românească? Ei bine, asta vom vedea în timp. Cert este că acum fabrica de la Craiova nu mai aparține celor de la Ford Europe, ci aparține turcilor de la Ford Otosan. Și se vor fabrica, după cum spuneam acolo în fabrică, mai mult mașini utilitare și electrice. Păi și o să fie românești sau turcești acolo? Nimeni nu știe. În niciun caz nu o să fie americane. Episodul acesta se apropie de sfârșit, așa că vă voi spune acum câștigătorul giveaway-ului de săptămâna trecută. Este Alex Ruse, care spune 6 în linie la Mazda și manuală sună bine. Sunt complet de acord cu asta, abia aștept, de fapt sper să existe această mașină, o Mazda 6 cu 6 linie manuală, tracțiune spate. Dacă se va întâmpla asta, după cum am zis, nu ne mai întâlnim la eBlog Auto, pentru că eu o să jefuiesc o bancă și ca să-mi cumpăr acea mașină. Dar nu uitați că și voi puteți participa la giveaway, să câștigați 100 de lei de carburant, la fel cum a făcut Alex. Apropo, Alex, nu uita să ne dai un mail pe contact@eblogauto.ro pentru a-ți revendica premiul. Dacă și voi vreți să participați la acest giveaway, lăsați-mi un comentariu în subsolul acestui clip și nu uitați să vă abonați. Lăsați-mi orice comentariu vreți voi sau puteți răspunde la următoarea întrebare. De câte springuri ar fi nevoie să poți să tragi în direcția opusă un Audi A6 Avant e-tron care accelerează la maxim, știi? Adică să ai mai mulți cai putere. De câte springuri e nevoie să ai mai mulți cai putere decât un A6? De gen Tagor. Da, exact, Tagor, da. Să vezi că... Uite, puteți să răspundeți la întrebarea asta. Sau dacă nu, lăsați-mi doar un comentariu și intrați automat în tombolă, pentru că asta e... Nu e o întrebare pertinentă în niciun caz. Bun, acesta a fost clipul de săptămâna aceasta. Rămâneți pe eBlog Auto, ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!